Cristian. Pentru că s-ar putea să fie ultimul an. Poftim? S-ar putea să fie ultimul an în prima ligă, nu știu de ce. A, Cristi, crezi că poți să faci tu sau eu ceva? Nu, îmi pare rău că știi ce îmi pare rău? Că nu am banii necesari ca să pot să mă implic. Adică... Cristi, și dacă aveai banii necesari, tot nu te duceai, stai liniștit. Nu știu, eu am mai discutat, mai vorbesc și soția acasă, nu știu, poate sunt eu așa, dar nu știu, aș fi încercat. Cristi, crezi că poți să dai 4 milioane pe nimic? Bine, acum, ținând cont în situația asta, nu, dar sigur, prima oară, cred că înainte de domnul Negoiță, aș vorbi cu domnul președinte Nicolae Badea, ca să știu dacă mă întorc la club sau nu, dacă m-aș fi întors. Ha. Tu crezi că toți care au venit până acum n-au vorbit cu domnul Badea și că e normal să te duci să vorbești cu el?